Anchetatorii atacului de la Brăila au anunțat că imaginile de pe camerele de supraveghere din local sunt clare. Conform imaginilor, Daniel Gabriel Hussein, interlop recidivist, este principalul suspect. Cazul a fost preluat de un procuror de la parchetul de pe lângă judecătoria Brăila, care face cercetări pentru vătămare corporală. Imaginile arată că sportivii au fost atacați fără motiv de un grup mare de persoane. Sportivii echipei Cuza Sport Brăila au fost atacați în prima instanță de către un agresor fără niciun motiv sau conflict prealabil. Aceștia au încercat să calmeze spiritele și să părăsească locația, moment în care un grup de 8-9 indivizi, așa cum reiese din imagini, s-au năpustit asupra lor. Menționăm că acesta a fost momentul în care jucătorii de cetățenie americană au fost agresați fizic prin lovituri de pumni, picioare, scaune aruncate și înjunghieri repetate cu un cuțit. Ținem să precizăm faptul că acest incident nu a pornit, așa cum este speculat în presă, din cauza unor prezențe feminine din grupul atacatorilor, întrucât sportivii au venit într-un grup restrâns, neinteracționând cu nimeni altcineva din incinta locației. Judecătorii de la Tribunalul Brăila au admis marți propunerea procurorului și au dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a agresorului. Înainte de a ajunge în fața judecătorilor, Gabriel Hussein s-a declarat nevinovat. Acesta este acuzat de 3 infracțiuni: tentativă de omor calificat, port și folosire fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice. Reprezentanții clubului sportiv din Brăila au anunțat că starea ambilor sportivi prezintă o evoluție favorabilă, aceștia sunt conștienți și pot comunica fără dificultăți.